Modest, discret, cu o minte sclipitoare și un talent uriaș, Gheorghe Calamanciuc a scris proză scurtă, dar și romane, din care aflăm multe lucruri despre fenomenele și realitățile de astăzi. A creat versuri pentru copii și adulți, de la poezie lirică la sonet, și a excelat în dramaturgie. Madrigal de duminică, așa este intitulat ultimul său buchet de poeme, inserate și într-un audiobook, lansat pentru toți iubitorii de frumos. Nu mă gândeam că voi vorbi despre Gheorghe Calamanciuc atât de repede la trecut. Să știți că nu este o figură de stil. Pregăteam împreună cu prietenul meu și cu prietenul domnului sau regretatului Gheorghe Calamanciuc o lansare de carte. E bine să fie Gheorghe Calamanciuc și în acest format electronic, pentru că Gheorghe Calamanciuc a fost un scriitor, un luptător până la urmă. A luptat numai pentru drepturile basarabenilor din Republica Moldova, dar și pentru drepturile conaționalilor noștri din afara Republicii, din afara României, cei din Ținutul Herță, cei din nordul Bucovinei, din sudul Basarabiei, care încet, încet se înstrăinează și tocmai lucrul ăsta l-a deranjat prea mult. Dar culmea la toate a fost faptul că i s-a pus în interdicție de a-și vizita satul natal, de a-și vizita mormintele părinților, mormintele fraților. Deci asta a pus cumva, a fost apogeul durerii lui. Originar din regiunea Cernăuți, a elogiat Dulcea Bucovină cu toată ființa sa. Vorbim de un poet care se înscrie în categoria aceea a poeților naționali, poeților, dacă vreți, de tip poet avates, în linia lui Eminescu, lui Goga, mai încoace Nichifor Crainic, mai încoace Andrei Ciurunga și, în primul rând, din opera sa răzbate durerea aceasta a înstrăinării sociale, a înstrăinării aduse de război, de nenorocirile care au lovit poporul românesc, fragmentările poporului românesc din răsărit. Fiind român și în pașaportul sovietic, a refuzat să-și publice primele cărți de poezie cu litere rusești, așteptând vremuri mai bune. A avut de așteptat peste 30 de ani, răstimp în care a scris pentru sertar și pentru cei apropiați. Creația a însemnat foarte mult pentru el, a fost ca al treilea copil. Tata, un mare patriot, mare om de cultură și un idealist în felul său, dar sunt foarte onorată să pot participa la acest eveniment. Știu că tata trăiește prin evenimentele astea, prin poezie, prin proză. Sedus de opotrivă de lacrima toamnelor, dar și de aripile primăverii ce se aprind pe arbori, scriitorul Gheorghe Calamanciuc este un neoromantic legat durut de poemele sale. Sunt mândră de această colaborare și dacă putem să înveșnicim numele prozatorului, poetului, scriitorului, dramaturgului, patriotului, pentru că a fost un patriot de excepție în emisiunile noastre, atunci când fie vorbim despre limba română sau despre ciobota rusească sau despre foamea din 47 pe care i-a fost dat să o depășească împreună cu toată familia lui, cu părinții lui Ilie și Catinca din Mihoreni. Deci toate acestea sigur că au un impact. Uitați-vă, răsună vocea lui. Și iată că poezia lui Gheorghe Calamanciuc ne adună frumos și în această toamnă. La eveniment au venit admiratorii creației lui Gheorghe Calamanciuc, cel care spunea că o carte poate fi scrisă doar când ți se face dor de propria ființă, de ființa nemărturisită, carte ce ar purta regretul și nostalgia creatorului.